Oare suntem de acord că toți am putea să fim Hitler? Am putea să fim mai răi decât Hitler. Ce-a făcut Hitler? Nu, ce-a făcut ăla? Ce-a făcut celălalt? Ce-a făcut? De ce au făcut lucrurile acelea? A avut el o natură păcătoasă, mai păcătoasă decât a mea? Nu? Asta înseamnă că dacă a ajuns la nivelul acela, nu a ajuns pentru că el a fost mai rău decât mine sau a avut o natură mai păcătoasă decât a mea. E alt motiv. Și găsim în Sfânta Scriptură următorul lucru. Că există un har general restrictiv al lui Dumnezeu. Prin multe metode, Dumnezeu restrânge răul pe planetă. Planeta asta ar deveni un haos. Planeta asta ar face să vedem ce ar însemna așa o bucățică din ea dacă Dumnezeu a lăsat lucrurile să o ia razna. Dumnezeu lasă câteodată. Să vedem ce poate produce omul și depravarea omului. Și Dumnezeu lasă așa, istoria circulară, Dumnezeu lasă lucrul acesta din când în când ca orice filozofie omenească de îmbunătățirea omului, de refacerea omului, de stabilirea idealului, a omului nou, să demonstreze lucrul acesta că orice filozofie falimentează. Nu există rezolvarea problemei păcatului omului decât în Domnul Iisus Hristos. Aparte de harul restrictiv, toți am fi cât de răi am putea să fim. Nu suntem așa pentru că există câteva restricții.